Bună ziua! În prezent, Biserica Ortodoxă Constanțeană este o adunătură de mârlani. Poate sunt câțiva preoți buni printre ei, dar ei, per total, sunt o adunătură de mârlani. Deci, acum două zile am fost la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, lângă Spitalul Mare de Urgență Sfântul Andrei din Constanța. În curtea bisericii e o femeie care vine de ani de zile la biserică și are o problemă cu băutura. Și cei de la biserică, fie că sunt credincioși, fie că sunt preoți, zic, femeia asta, o bețivă. Ea de-abia mai stătea în picioare în curtea bisericii, ei își vedeau liniștiți de cântări și nu au ajutat-o ca lumea vreodată pe femeia asta. A mai ajutat-o un preot cu 5 lei, 10 lei din când în când, probabil ceva de genul ăsta și atâta tot. Adică nu pot ei, o instituție atât de puternică, nu pot ei să ajute ca lumea câteva persoane, dar ca lumea. Nu trebuie să îi ajute pe toți, dar astea sunt cazuri grave. Femeia asta trăiește mai mult pe străzi, cere și ea când cere un leu, e o femeie modestă, cere un leu. Să nu-i dați acestei femei bani, că o să-și cumpere băutură. Ce bea și ea? Bere. Bea bere, nu bea cine știe ce. Dar ei sunt foarte pretențioși când vine vorba de săraci. Păi ce? Bea alcool? Deci ceva de genul îi face CV-ul femeii și era și cu o zi înainte de sărbătoarea Sfânta Maria. Da? Și ei fac CV-ul săracului, că săracul trebuie să fie așa un super credincios. Vine femeia la biserică de ani și ani de zile, caută un ajutor și ajutorul care îi se dă e o bucățică de cașcaval acolo aruncată ca la șoarece sau ca la șoricică. Adică sunt atât de zgârciți preoții ăștia când vine vorba de a ajuta pe cineva, că îți vine să dai cu ei de pământ. Sunt tare puțin credincioși, cum a zis și Iisus Hristos unora, puțin credincioșilor. Chiar că sunt puțin credincioși preoții din Constanța. Vă urez să aveți credință mai mare decât a lor, pentru că în România este nevoie de oameni cu credință. Cu credință într-un Dumnezeu bun, care deocamdată a cam uitat de noi. Să avem credință într-un Dumnezeu bun, care în prezent are puțină putere. Să avem credință în oameni buni, care deocamdată sunt și ei cum sunt. Nu e nimeni perfect în România, dar să avem credință în noi înșine și în faptele noastre bune. Și să nu renunțăm la a face fapte bune, să nu renunțăm la fericirea noastră și să fim cât de cât modești, pentru că religia creștină ne spune să fim smeriți. Luați seama la mine, zice Iisus Hristos, că sunt blând și smerit cu inima. El a fost cât de cât smerit cu inima, că s-a întins religia creștină destul de mult pe tot pământul, dar a avut și el smerenia lui, Iisus Hristos. Ne dăm seama că a avut și el smerenia lui. Nu a trăit pentru a câștiga cine știe ce pentru el. El a tot vindecat oameni de diverse probleme de sănătate. Nu a căutat mult pentru el. A căutat să ajute. Deci a avut pasiunea de a ajuta oameni cu probleme de sănătate. A avut o pasiune. Da. Doamne ajută. Deci încă o dată vă urez să aveți credință atât de mare cât puteți să aveți. O zi bună!